primul rând ești Constanțeaga, care mă face mândră că a venit bronzată cât de cât la evenimentul ăsta, că și știi că și de la Constanța niciodată nu sunt bronzați, că zic că ai, las că mă duc mâine, mă duc poi mâine, mă duc răspoi mâine. Ai stat pe acasă zilele astea sau te-ai bronzat în deplasare? Am stat și acasă, că a fost săptămâna trecută ziua mea, pe 10, de fapt acum 2 săptămâni, aproape 2 săptămâni, și da, am stat și acolo, dar să știi că nu m-am bronzat așa tare la mare, că a fost în oraș. Am fost în insulele Canare, am avut acolo concert și acolo m-am bronzat. Zi-mi, ești genul care acasă, pentru care acasă, deși ai stat și în America, te duci cu concerte, inevitabil aveți tu, nu știu, cântări, nu cântări, sesiuni din astea de compoziție, mai pleci, toată viața o să fie Constanța pentru tine acasă? Cu siguranță. Pentru mine Constanța este și o să rămână mereu locul de unde mi-au cea mai multă energie, locul de unde mă încarc întotdeauna. Nu are cum să se compare cu nimic. Adică chiar și când vin dintr-o... De exemplu, am fost în Ibița înainte să merg în Constanța și am stat o săptămână și n-am zis mai mare, soare, petreceri, distracție, relax, n-am avut absolut nicio treabă acolo. Tot în Constanța m-am încărcat, am venit obosită din vacanță, știi? Nu am stat acasă, am stat frumos la mine, în apartamentul meu, acolo mă relaxez eu cel mai mult. Deci îmi place mult. Mai am o pisică, da, o am pe Mia, stai să vă arăt. Da, e ca și copilul meu. Și când pleci, o duci la ai tăi? Nu, când plec câteva zile, multe, de exemplu dacă plec o săptămână, o las la un hotel. Am două prietene aici în București care au un hotel de animale, se numește Very Important Pets. Sara și Sabrina, prietenele mele. Și sunt chiar vecine cu mine și o duc frumos așa pe Mia, o las acolo. Dar când plec o zi, două, o las acasă, că nu face nimic, o las în apartament. E ok. Te-ai învățat să nu mai adopți tot ce prinzi de pe stradă și să-i duci acasă la mama ta? Măi, să știi că mi-a fost greu, dar am fost cumva obligată să fac asta, pentru că mi-am dat seama că un animal e o responsabilitate și n-ai ce să faci, adică trebuie să ai foarte mare grijă de un animal, știi? Pentru că chiar și dacă, ok, tu iei, zici că sunt mai mulți, dar nu e chiar așa că ei suferă, nu se adaptează așa repede cu oricine, au și ei personalitate, nu mănâncă orice, nu... Și e greu și am zis, bine, mai bine unul și bun decât să nu mai, gata, nu mai iau. Și pe final, te rog frumos, că ți-am promis că te țin puțin, zi-mi că ai vorbit de mâncare mai devreme. Cum reușești? Pentru că te știu, tu ești gurmandă, ți-e îți plac dulciurile. Păi uite, de exemplu, mâncasem acum când am fost în Canare și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare, pusesem celulită. Și de când am venit am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin. Adică, de exemplu, aseară am mâncat o salată, doar aseară, iar astăzi n-am mâncat nimic. Nu faci rău când îți e foame? Ba, da, m-am obișnuit. Bă, m-am obișnuit, știi cum e? Eu pot să mă motivez 3-4 zile dacă știu că am treaba, am de filmat sau ceva. Nu mănânc, țin fasting, mănânc foarte puțin. Nu e sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta. Dar ca să dau surplusul ăla, îmi supun corpul unui stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două, dar tot țin fasting. Adică fastingul este lege la mine, lege.